Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 25 iulie, încorporezi calitățile unui extrovertit și introvertit în același timp. Sociabilitatea te înclină în mod activ să cauți atenție și cooperare, deși natura interioară contemplativă caută solitudinea și tăcerea. Ai o imaginație și o intuiție dezvoltată, un temperament artistic și o bună înțelegere a oamenilor. Fiind capabilă să asculți și să empatizezi, răspunzi cu ușurință la problemele și necazurile altora. Natura generoasă te face să fii moale, așa că fii atentă, pentru că unii vor să se folosească de bunătatea ta în avantajul lor personal. Asemenea unui Dan Quixote, trăiești cu dorința romantică de a vedea țările îndepărtate și de a face un eroism imaginar. Din păcate, Visele tale sunt adesea dificil de realizat. Indiferent de gradul de practicitate, acționeze doar pe baza dorințelor și obții un succes surprinzător sau un rezultat mixt mai previzibil. Idealismul tău, ca regulă, este înaintea factorului în realității. Chiar și atunci când înșuezi, tu poți simți satisfacția interioară, pe măsură ce ai încercat să te realizezi. Pentru tine, cel mai important de lucru nu este rezultatul, ci procesul de participare la joc și în ceea ce privește respectarea regulilor corecte. Astfel, pot spune că ești în primul rând interesată de motivele diferitelor acțiuni și nu numai de cât de norocoasă ești. În plus, tu încerci mereu să evaluezi puritatea gândurilor jucătorilor. În mod corect, trebuie remarcat faptul că aplici standarde la fel de înalte atât cât și celorlalți. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, noblețe, inspirație, bunătate, talent. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calității morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să ți direcționeze energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă, încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, Secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este Soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de libertate a gândirii, precum și pentru sensibilitatea excesivă față de ceea ce spun ceilalți. Ești extrem de puternică, foarte emoțională și sensibilă. În plus, gândurile și impulsurile tale creative sunt adesea inovatoare, originale. Ești generoasă, carismatică și mândră. Ești caracterizată de ambiție, curaj, sete de cunoaștere. Astfel de caracteristici naturale contribuie la dezvoltarea unei personalități armonioase. În ceea ce privește trăsăturile de caracter, ai tendința să contrazici opiniile, îți place să visezi, ca părinte, nu ești prea preocupată de calitatea notei pe care copiii o primesc la școală, ești mai interesată de eforturile depuse pentru temele de acasă și de diligența cu care copilul se referă la școală. Pericolul poate de asemenea să te atragă, rar te retragi. Confruntarea deschisă este o situație destul de familiară pentru tine. Tu preferi să asculți critici directe, mai degrabă decât conversații în culise. Dacă ești conștientă de propriul tău drept, poți rezista oricăror atacuri și chiar torturi. Deși ai propriul tău cod de onoare strictă, nu ai pretenția ca alții să-l urmeze cu strictețe. Tu crezi că în fiecare act și cuvântă trebuie să existe o filozofie personală a omului, onorezi judecătorul suprem sau pe Dumnezeu, vei prefera să suferi decât să te îndepărtezi de o promisiune. Această calitate admirabilă te pune totuși într-o poziție în care pierzi în mod de deliberat. În acest sens, trebuie să înveți să erzi și să-i accepti pe alții așa cum sunt, ești predispusă la schimbări frecvente ale dispoziției? dar datorită puterii tale enorme interne, ai tendința să-ți controlezi emoțiile. De fapt, dezvoltarea autocontrolului în cele din urmă poate fi un fel de idee fix pentru tine. Poate dura mulți ani pentru a scăpa de lupta cu morile de vânt pentru a ajunge la o înțelegere rece și obiectivă a ceea ce se întâmplă în jur. Chiar dacă se întâmplă acest lucru, spiritul idealist și al romantismului nu te va părăsi niciodată, în acest sens, tu servești drept exemplu inspirațional pentru rude și prieteni, te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești chic, creativă, autentică, bună, abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați, în acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem. Cum afectează data de 25 iulie soartata? Din copilărie ești atrasă de peisaje îndepărtate, aventuri și fapte eroice. Dar, de cele mai multe ori, aceste vise sunt greu de realizat. Ești practică. Îndeplinind dorințele tale în viață, fie reușești, fie rezultatul acțiunilor tale este imprevizibil. Când îți lipsesc cuvintele, Începi să utilizezi gesturi și expresii faciale. Prin natura ta, ești înzestrată cu o bogată imaginație și artă, ai un potențial creativ ridicat, confruntată cu eșecul, nu te angajezi în eșec. Pentru tine, principalul lucru este de a încerca să-ți pui în aplicare planurile. Pe drumul spre realizarea dorințelor tale, respecte anumite reguli și acționezi conform conștiinței tale. Pentru tine, Motivele acțiunilor pe care oamenii le comis sunt importante. Norocul, pentru tine nu contează, ai mari cerințe asupra ta. Onestitatea este trăsătura ta caracteristică. Întotdeauna îți ții cuvântul tău. Dacă ai făcut o promisiune, cu siguranță o vei îndeplini, chiar dacă contravine intereselor tale. Tu nu condamni acțiunile altor persoane, E în considerare factorul personal. Dragoste și compatibilitate În dragoste și prietenie ești un partener pasional, credincios și sincer, dar dorești ca totul să fie al tău. Deși ți apreciezi independența, este dificil să acorzi aceeași libertate prietenului sau partenerului tău. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de a-ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești apreciată și respectată la locul de muncă, îți îndeplinești în mod responsabil misiunile, întotdeauna gata să-i ajuți pe colegi, nu tolerezi minciunile și trădarea, poți fi un jurnalist bun, dresor de câini, medic veterinar, dar vei putea atinge înălțimi în profesiile creative. Îți poți alege orice profesie, chiar și în muzică sau artă, poți fi de succes în domeniul managementului. Singurul lucru care poate interfera cu dezvoltarea carierei este suspiciunea. Fiind sensibilă, te acomodezi cu ușurință în orice echipă. Pentru tine, nu este nicio problemă de a deveni lider, sănătate și boli, ești predispusă la schimbări de dispoziție. Aproape întotdeauna reușești să-ți controlezi emoțiile. Dar uneori, împrejurările sunt mai puternice. În astfel de cazuri, există riscul apariției depresiei, posibile probleme psihologice și supraîncărcări nu sunt singurul pericol pentru tine. Tu ai un risc ridicat de a dezvolta boli pulmonare. În plus, te poți accidenta adesa. Personalitatea ta chihotică necesită constanța necesară pentru a menține sănătatea fizică și mentală. O odihnă regulată în combinație cu o dietă bine organizată te va ajuta să ți menții calmul. O dietă stabilizatoare, concentrată pe cereale și alimente pământești, contribuie la o atitudine mai realistă față de viață. Toți stimulatorii activității mentale sunt strict contraindicați. În schimb, educația fizică activă va ajuta la scăderea excesului de energie și va elimina excesul de toxine din organism. Pentru tine, Sporturile de echipă vor înlocui călătorile eroice, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o multitudine de talente și o bogată imaginație. Te poți exprima în domeniul teatral, literar. Ai o natură emoțională, ești vizionară, trebuie să înveți să-ți restrângi emoțiile, să fii mai calmă și mai intenționată. Aceste lucruri te va ajuta să-ți pui în aplicare planurile. Viața personală poate fi fericită dacă poți găsi un partener sufletesc. Din punct de vedere financiar vor exista urcușuri și coborâșuri, mult va depinde de capacitatea ta de a economis și de a gestiona banii. Sfaturi pentru tine. Concentrează-te mai mult asupra prezentului. Încearcă să fii mai degrabă aici în loc să fii acolo. Fii atentă la ceea ce fac și spun cei din jurul tău. Fii mai îngăduitoare cu tine însăți continuă să visezi, dar încearcă să păstrezi contactul cu realitatea în tot acest timp. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leuaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafir stacoji te vor încânta. Vorbind de despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări. Un cadou preambalat din supermarket. Îl vei considera un comportament înadecvat, ba chiar un cadou jositor. Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.